Munții României au răsunat de pașii alergătorilor. Aerul vibra de entuziasm. Era festivalul de alergare de la Brașov, o sărbătoare a vitezei, rezistenței și bucuriei de a-ți depăși limitele. Alergători din toată România și din întreaga lume s-au adunat în acest oraș pitoresc, gata să se pună la încercare pe traseul provocator. Festivalul este mai mult decât o simplă cursă. Este o șansă pentru oameni din toate categoriile sociale de a se întâlni și de a-și împărtăși pasiunea pentru alergare. Energia este contagioasă, inspirându-i pe toți să se autodepășească. Pentru brașoveni, festivalul este un motiv de mândrie. Acesta pune orașul lor pe harta destinațiilor de alergare de talie mondială și inspiră dragostea pentru sport și un stil de viață sănătos în comunitate. În cursa feminină o priveliște familiară, alergătoarele din Kenya, cu pașii lor ușor și hotărârea de neclintit, au dominat traseul. Loice Chemnung, o forță a naturii, a trecut prima linia de sosire, oprind cronometrul la un timp uimitor de 30 de minute și 13 secunde. Compatrioatele ei, Janeth Chepngetich și Judy Kemboi, au urmat îndeaproape, ocupând locurile 2 și 3 cu timpii de 30 de minute și 19 secunde, respectiv 30 de minute și 29 de secunde. Dominanța lor a fost incontestabilă, o dovadă a reputației Keniei ca pepiniera a excelenței în alergare. Performanța femeilor din Kenya a fost o demonstrație de măiestrie a vitezei și rezistenței. Succesul lor este o sursă de inspirație pentru toți aspiranții la alergare, demonstrând că cu muncă asiduă și dăruire, totul este posibil. În timp ce femeile din Kenya au stabilit un ritm amețitor, dominând competițiile internaționale și câștigând numeroase medalii, femeile din România și-au arătat curajul, depășindu-și limitele în căutarea propriilor victorii. Ele au demonstrat că, prin muncă asiduă și perseverență, pot concura la cel mai înalt nivel. Stella Ruto, o alergătoare născută în Kenya, care acum reprezintă România, a fost cea mai bună româncă, trecând linia de sosire pe locul 7 la general, cu un timp de 33 de minute și 17 secunde. Aceasta a fost o performanță remarcabilă, având în vedere competiția acerbă. Performanța lui Ruto i-a adus titlul de campioană națională a României la cursa de 10 km. Aceasta nu este doar o victorie personală, ci și un moment de mândrie pentru întreaga națiune. Realizarea ei este o dovadă a muncii și dăruirii sale și servește drept inspirație pentru tinerii alergători români. Tinerii sportivi văd în ea un model de urmat, un exemplu de cum se poate atinge excelența prin efort constant. Femeile din România poate că nu au ajuns pe podium anul acesta, dar au dat dovadă de o inimă și o determinare incredibile. Ele au arătat că spiritul de luptă și dorința de a excela sunt la fel de importante ca și câștigarea unei medalii. Ele reprezintă viitorul alergării românești, iar pasiunea lor pentru acest sport va inspira cu siguranță o nouă generație de atleți. Cu fiecare pas, ele construiesc un viitor mai luminos pentru atletismul românesc, demonstrând că visele pot deveni realitate prin muncă și dedicare. Cursa masculină nu a fost diferită. Alergătorii din Kenya și-au stabilit dominația încă de la început, impunând un ritm pe care puțin l-au putut egala. Daniel Kinyanjui, o imagine a puterii și grației, s-a desprins de pluton, trecând linia de sosire cu un timp de 27 de minute și 8 secunde. Weldon Langat, un alt alergător kenian, a terminat la egalitate cu marocanul Hicham Amgar pe locul 2, ambii cu un timp de 27 de minute și 9 secunde. Bărbații din Kenya și-au demonstrat încă o dată talentul excepțional și și-au consolidat locul în fruntea lumii alergării. Acești alergători sunt mai mult decât simpli sportivi. Ei sunt ambasadori ai țării lor și ai sportului în sine. Performanțele lor inspiră admirație și respect din partea alergătorilor și a fanilor deopotrivă. Bărbații din România, confruntați cu o concurență formidabilă, au dat tot ce au avut mai bun. În fiecare pas, în fiecare respirație, se simțea dorința lor de a excela și de a-și depăși limitele. Dragoș Luca Pop, alergând cu inima și determinare, a fost primul român care a trecut linia de sosire. Cu o voință de fier și o pregătire intensă, el a reușit să se impună într-o competiție acerbă.
El a terminat pe locul 19 la general, cu un timp de 29 de minute și 43 de secunde. Acest rezultat remarcabil a fost rodul antrenamentelor riguroase și al sacrificiilor personale. Performanța lui Popi a adus titlul de campion național al României, o dovadă a muncii și dăruirii sale. Această victorie nu este doar a lui, ci și a întregii echipe care l-a susținut. El a condus plutonul românesc, demonstrând că românii sunt o forță de luat în seamă pe scena internațională. Determinarea și spiritul de echipă au fost evidente în fiecare moment al cursei. Nicolae Soare și Carol Popa i s-au alăturat lui Pop pe podiumul campionatului național al României, terminând cu timp de 30 de minute și 27 de secunde. Respectiv 30 de minute și 39 de secunde. Acești atleți au demonstrat că România are un viitor strălucit în atletism. Acești bărbați reprezintă viitorul alergării românești, iar performanțele lor sunt un motiv de mândrie pentru întreaga națiune. Cu fiecare cursă, ei inspiră o nouă generație de alergători să viseze și să lupte pentru excelență. Secțiunea 6. Spiritul Festivalului de Alergare de la Brașov. Dar Festivalul de Alergare de la Brașov este mai mult decât o competiție pentru atleții de elită. Este un eveniment care aduce împreună oameni din toate colțurile lumii, unind comunități și creând legături puternice. Este vorba despre mii de alergători obișnuiți, tineri și bătrâni, care și-au legat șireturile și au acceptat provocarea. Fiecare participant are propria poveste, propriul motiv pentru care aleargă. Au alergat pentru recorduri personale, pentru dragostea de sport și pentru a-și depăși propriile limite. Fiecare pas este o victorie, fiecare zâmbet la linia de sosire este o dovadă a efortului depus. Și pentru simpla bucurie de a simți vântul în păr și asfaltul sub picioare, este o experiență care îți umple inima de bucurie și te face să te simți viu. Străzile Brașovului au fost animate de sunetul spectatorilor care încurajau pe alergători la fiecare pas. Fiecare încurajare, fiecare aplauz, a fost un impuls pentru cei care alergau. Energia era contagioasă, creând o atmosferă de camaraderie și pasiune comună. Alergătorii se sprijineau reciproc, formând legături care depășeau simpla competiție. A fost o reamintire a faptului că alergarea este mai mult decât un sport. Este o comunitate, o familie extinsă care se adună pentru a celebra viața și sănătatea. Este o celebrare a spiritului uman, a determinării și a rezilienței. Fiecare alergător, indiferent de rezultat, este un învingător. Frumusețea Festivalului de Alergare de la Brașov constă în caracterul său inclusiv. Este un loc unde toată lumea este binevenită, unde fiecare pas contează. Este un loc în care oricine, indiferent de vârstă, experiență sau abilități, se poate alătura și experimenta bucuria alergării. Este o sărbătoare a diversității și a unității. Un eveniment care ne amintește că suntem cu toții parte dintr-o mare familie globală. Secțiunea 7. O celebrare a sportului și comunității. Festivalul de alergare de la Brașov este o dovadă a puterii sportului de a uni oamenii. Evenimentul a reunit alergători și spectatori din toate categoriile sociale, creând o atmosferă de pasiune comună și camaraderie. Orașul Brașov a îmbrățișat festivalul, localnicii oferindu-și timpul și energia pentru a face din acest eveniment un succes. Festivalul a devenit o parte integrantă a identității orașului, evidențiind frumusețea sa, ospitalitatea și angajamentul său de a promova un stil de viață sănătos. Festivalul de alergare de la Brașov ne reamintește că sportul are puterea de a transcende granițele, culturile și limbile. Este o celebrare a spiritului uman, a căutării excelenței și a bucuriei de a fi împreună ca o comunitate. Secțiunea 8. Inspirând o nouă generație de alergători. Festivalul de alergare de la Brașov nu este doar un eveniment de o zi, este un catalizator al schimbării. Îi inspiră pe oameni să își lege șireturile și să experimenteze puterea transformatoare a alergării. Angajamentul festivalului de a promova alergarea în rândul tinerilor este deosebit de inspirator. Copii de toate vârstele au participat la curse concepute special pentru ei, cultivând dragostea pentru acest sport încă de la o vârstă fragedă. Acești copii sunt viitorul alergării, iar Festivalul de Alergare de la Brașov joacă un rol crucial în cultivarea pasiunii lor. Festivalul este o dovadă a puterii durabile a sportului.